despre care spune eu, afirm cu tărie că este o minciună, este că toate pensiile calculate pe pensii pe legi speciale, nu le spun pensii speciale, le spun pensii normale calculate pe pensii speciale, pe legi speciale, vor scădea. Nu este adevărat. Sunt acele pensii, în jur de 27-30 de mii de pensii. Credeți că oamenii care se uită la televizor nu înțeleg, nu fac deosebirea între o demagogie politică, să spunem, și informații reale? Iată ce înțeleg ei, că aceste pensii scad, că cei din armată vor avea pensii mai mici? Doamnă, deci odată 85% din pensionarii României nu au niciun fel de problemă cu noua lege a pensiilor, pentru că nu sunt afectați de ea. Din contră, aici sunt chiar anumite lucruri care nu au fost introduse în vechea lege, nu s-au ținut cont de ele. Vorbesc de legea de categoria a doua și a întâia de muncă, care în actuala lege se cheamă altfel, condiții deosebite, bun, respectiv speciale. Pe scurt, ca să... Dar cei 15% care nu plăteau într-o formă sau alta contribuții, sau dacă plăteau contribuții, pensia lor nu era calculată datorită contribuții, vor intra în acest sistem. Vă spun încă o dată. Pe toate analizele făcute la Ministerul Muncii, pe toate aceste simulări făcute, pensiile sub 30 de milioane ale polițiștilor din armată și așa mai departe vor crește ușor. Dacă sunt în jur de 14-15 mai mult, dacă sunt în jur de 20 și ceva mai puțin, dar vor crește. Pensiile peste 30 de milioane vor scade ușor. În schimb, pensiile peste 45-50-60 care au fost posibil să fie obținute doar datorită acelor încălcări imorale ale legii, nu nelegale. Deci, celebrele de a pune ultima lună tot soiul de venituri, să ai pensii de 150-280 de milioane, dar doar o parte vor din dispărea. Ele, da, sunt vreo 30.000 de oameni care au acest lucru. De ce nu toate? Pentru că poate mai mulți au pus acele lucruri imorale. Se calculează la toată lumea. Înțelegeți? Toată lumea se calculează. La o limită, rămâne din cei 180.000, din cei 180.000, nu vor fi acte afectați decât, așa cum s-au spus, 30-35.000. În mod major, unii din acei 180.000 vor câștiga ceva, unii din cei 180.000 vor pierde ceva, dar din acești 180.000, în jur de 30.000, vor pierde foarte mult. Doamna ministru, marea masă a pensionarilor pierde sau câștigă în urma acestei legi unitare a pensiilor? Trebuie să precizăm un lucru. Această lege are două scopuri esențiale. Una, să schimbe modul de calcul al valorii punctului de pensie și să mărească vârsta de pensionare. Asta cu legile speciale sunt niște povești așa care se aruncă oamenilor ca să nu înțeleagă care este scopul adevărat al legii. Cei 800 de milioane de euro cu care se laudă domnul Boc că îi face economii la buget sunt pe seama celor 6 milioane de pensionari obișnuiți. În fundamentarea pe care au făcut-o la lege scrie foarte clar: prin schimbarea metodei de calcul a valorii punctului, în anul acesta se vor obține 3,7 miliarde de lei economii la bugetul de stat, se va suplimenta, se va cheltui 1,8 miliarde cu introducerea militarilor, că le va plăti statul contribuția, și mai rămân 2 miliarde. 2 miliarde la cursul de acum înseamnă 800 de milioane de euro. Restul sunt povești, astea cu 15.000, cu 35.000, cu o zi înainte erau 200 de mii, acum sunt numai 15.000 cărora li se recalculează pensia. Păi împărțiți și dumneavoastră 800 de milioane de euro la 15.000 de persoane să vedem ce pensie trebuie să aibă oamenii ăștia ca să facem noi economii de 800 de milioane. Nu, doamna Câmpeanu, nu la 15.000, ci la aproape 30.000. Și în al doilea rând, uitați de cele 300.000 de pensii. Un minut, doar să vă prezint, este domnul Marius Pânu, dacă nu știe, doamna uitați de cele 300.000 de pensii speciale. Scopul acestei legi este să micșoreze pensiile oamenilor obișnuiți. Restul sunt povești. Asta spuneți dumneavoastră și vreau să vă... Și haideți să vorbim ca între un specialist. După aceea povestiți dumneavoastră minciunile obișnuite. Restul pensiilor, în afară de militar, nu discutăm de asta, nu știu de ce amestecați în povestea asta, restul sunt vreo 8.000 de persoane care au legi speciale, magistrați parlamentari, care au și o pensie în sistemul public. Dacă doriți să tăiați legile speciale, au pensie în sistemul public, puteți pur și simplu să anulați legile speciale, nu mai veniți cu povești, cu recalculări, cu nerecalculări. N-aveți nevoie de nicio recalculare. Oamenii au o pensie
din sistemul public și una pe o lege specială. O tăiați pe aceea și n-aveți ce să recalculați. Mulțumim, a fost doamna Mariana Câmpeanu, fost ministru al Muncii, Partidul Național Liberal. Haideți să vă dau un exemplu. Legea aceasta va intra în 2011. Aș vrea să întreb ceva, domnul Spânu, ca să mă lămuriți. Presupun că numai dumneavoastră puteți să o faceți. Nu, eu am citit legea. Fiecare poate să vă lămurească. Vă dați seama că n-aș veni la o emisiune să nu știu despre ce e vorba, cât aș fi eu de inventiv. Dar vreau să întreb pe doamna Șincă sau pe Bogdan Chirea, care trebuie să fie echidistanți pentru că sunt jurnaliști. Domnilor, aceste pensii speciale, aceste pensii mincinoase sau cum se cheamă, obrazii nesimțite. Spuneți-mi și mie, sunt cele date de stat sau salariile, nu? Dom'le, a venit cineva la stat, a negociat, a scos sabia, s-a bătut cu cineva, l-a strangulat ca să-i dea statul acești bani? Nu! Sunt niște bani negociați eventual cu persoana care este angajată și a primit de comun acord cu statul acești bani. Acum statul își dă seama de greșeală, dar faptul este consumat. Pentru că tot timpul a dat vina pe un vinovat care de fapt e statul, pare ridicol. La un moment dat te gândești, bă frate, ăștia ori vor să ne mintă, ceea ce este mult mai plauzibil decât să ne lumineze, ori înseamnă că nu sunt în stare să-și recunoască o greșeală. Și atunci vin și întreb, dom'le, un cetățean normal muncește 45 de ani. Din salariul lui, timp de 45 de ani, statul îi oprește pentru pensie, din banii lui. Da. El între timp, statul rulează banii pe care îi oprește de la om. Ca o bancă. Nu, nu, ca o bancă. Nu, în momentul în care ieși la pensie, îți dă statul banii tăi, pe care între timp i-a și rulat. Bine, mă, și pensia asta, păi aia tu impostează iar? Păi nu le rușine, mă, hoții ăștia. Asemenea, vagabonzi și derbedei trebuie duși undeva într-o pădure și izolați. Nu se poate să minți o populație întreagă timp de 20 de ani la rând. Peste toate acestea, să vedeți cum este cu pensia, pentru că vorbeam acolo, ar fi un lucru la care ne uităm și ne îngrijorăm. Din 2030, după ce vor ieși la pensie, femeile vor mai trăi în medie 20 de ani, iar bărbații 16. Așa susține ministrul Muncii, Mihai Șeitan, care spune că speranța de viață calculată nu este cea corectă, fiindcă ia în calcul și copiii care mor în România, dar și oamenii care mor când sunt încă în activitate. Se analizează vârsta de 65 de ani în 2030 cu speranța de viață generală, totală, care este în 2010. Speranța de viață în 2010, acum, este cea pe care se fac discuțiile acestea, se referă la speranța medie de viață, care ia în considerație, atât pentru bărbați și pentru femei, toate tipurile de mortalitate ale vârstelor. Mor copii mulți în România, mor oameni la vârsta activă și, în final, vârsta medie care rezultă din sumarea tuturor vârstelor ăstora este vârsta care se știe acum. 68 pentru bărbați, 72 sau 73 pentru femei. Dar nu acela e lucru important pentru pensii. Pe mine mă interesează și la pensii interesează foarte mult ce vârstă are, cât trăiește omul care ia o pensie. Deci, în 2030, ca să fie clar, cine iese la pensie trăiește în medie în România în 2030, 20 de ani femeile și 16 ani bărbații. Deci, în pensie se trăiește 16 ani și 30 și 20 de ani în 2030, când vârstele o să fie de 65 de ani. Ministrul Muncii, Mihai Șeitan, haideți să încercăm fiecare dintre noi. Domnule Bogdan Chiriac, 65 de ani, ați ieșit la pensie, pensie de care vă mai bucurați aproape 20 de ani, nu știu, 18 ani, cred că spuneam. Ministru. Asta în 2030, domnule. 2030, da. Deci astea sunt previziuni cum se făceau pe vremuri cu România Dezvoltare Durabilă. O cincinală în 4 ani. Bă, nu știu câte cincinale. Să ne ajute Dumnezeu să ajungem până în 2030. Acest punct de vedere. Deci, dar până în 2030, aveți declarația președintelui ofițerilor în rezervă, acel domn colonel în rezervă, declarație extrem foarte, de gravă, foarte gravă, care trebuie retrasă de către conducerea armatei. România e stat NATO, am înțeles că o să puneți și rachete interceptoare să